Eugen Părvulescu se întoarce la Târgu Jiu pentru a încerca minunea, și anume să salveze pandurii de la retrogradare. Medieșanul spune că nu a stat pe gânduri înainte să semneze cu pandurii pentru că echipa i-a rămas în suflet. Părvulescu este conștient că sunt șanse mici pentru a salva clubul de la eșalonul secund, însă are încredere că poate reuși acest lucru alături de jucători și antrenori. Eugen Părvulescu a ajuns în această dimineață la Târgu Jiu și este hotărât să semneze cu pandurii. Ce șanse are pandurii în momentul de față? Realist vorbim. Realist și dumneavoastră. Șansele sunt foarte, foarte mici, mai ales după rezultatul de aseară. Ne convenea poate un joc egal. Șansele sunt mici, dar sunt șanse atâta timp cât matematic sunt șanse. Eu am văzut, am urmărit toate jocurile echipei. Cred că acești băieți pot, împreună cu Flavius, cu noi, toți cei care sperăm să fim lângă echipă, să încercăm cel puțin să scoatem această echipă din... Dacă nu, să vedem planul B. O să discut cu oficialii și acest aspect. Planul B care să aducă fotbalul gorjean cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc. Părvulescu crede în șansele mici ale echipei de a se salva de la retrogradare, chiar dacă nu i-a adus la Târgu Jiu pe Messi și Piqué. Încercăm să, probabil dacă o să ajungem la cum și mai mult ca sigur, încercăm să vedem ce putem face în minutul 90, să încercăm să salvăm echipa. Dar bineînțeles că nu o salvez eu, tot jucătorii salvează echipa. N-am venit, chiar am venit singur, n-am venit nici cu Messi, nici cu Piqué, pentru că nu putem să-i aducem la Târgu Jiu. Eugen Părvulescu a mai fost președinte la Pandurii, iar de numele său se leagă cea mai importantă performanță din istoria clubului, și anume participarea în grupele Europa League. În cazul în care echipa nu se va salva, atunci există un plan B, care nu a fost însă dezvăluit de cei implicați.